În criza COVID-19, numărul deceselor rămâne crescut, la fel și numărul pacienților din ATI. Chiar dacă infectările au scăzut în ultimele 24 de ore, sunt 2136 de români confirmați cu COVID-19. Decesele sunt aproape 200. Carla Tănasie, alături de noi. Carla, mulțumesc tare mult că ai venit. Cifre în scădere în ceea ce privește numărul de infectări, dar în continuare încărcarea e una suficient de mare pe spitalele de la noi. Da, sunt în continuare mulți pacienți și în special pacienții gravi care se află în terapie intensivă, sunt 1720 astăzi. Este și motivul pentru care vedem în continuare sute de decese la fiecare 24 de ore și, din păcate, numărul deceselor în unele spitale și mai ales în capitală crește. Chiar în această dimineață am filmat la morga Spitalului Universitar și spuneau cei de acolo că din nou morga este neîncăpătoare și am văzut, sunt trupurile pacienților depozitate chiar și pe acele holuri, pentru că în frigidere nu mai sunt locuri. Așadar, chiar dacă numărul infectărilor este în scădere și este vizibil acest lucru, va mai fi o perioadă grea, probabil vreo 2-3 săptămâni, până când secțiile de terapie intensivă o să fie mai libere. Sunt 195 de decese în ultimele 24 de ore, de fapt sunt 179 și sunt și decese anterioare acestui interval. În capitală sunt 243 de infectări și am scăzut astăzi la sub 6 la mie rata de incidență și au fost făcute 19.152 de teste, ceea ce ne arată o rată de pozitivare de 11,1%. Avem și 9 paturi libere la terapie intensivă, un lucru despre care n-am mai vorbit în ultima perioadă. Din păcate, aceste paturi se eliberează de multe ori prin deces, iar în privința copiilor și aici vedem o scădere. Sunt 262 internați în secții și 27 la terapie intensivă. Mai e o scădere, Carla, și în privința disponibilității la vaccinare în aceste săptămâni, în aceste zile. Tocmai am auzit cea mai devreme și disputa din Parlament, unde certificatul acela verde obligatoriu e blocat. Există corelație directă, certificat verde egal și scăderea interesului vaccinării? Există și această situație, pentru că este evident că toate aceste discuții din spațiul public, între politicieni, medici, îi influențează foarte mult pe toți românii. Dar este cert că nici această discuție nu este una care să ne ajute. Pe de altă parte, însă, tot mai multă lume sesizează faptul că sunt medici și acest lucru este unul grav. Sunt medici care nu recomandă vaccinarea. Sunt medici oncologi, medici diabetologi care le spun pacienților să nu se vaccineze. Și am văzut, adică oamenii nici măcar când au un deces în familie de COVID, nici atunci nu se conving că trebuie să se vaccineze pentru a nu face forme severe ale bolii. În fața morgilor există aceste discuții și oamenii pur și simplu refuză să se imunizeze anticovid pentru că nu înțeleg nici acum de ce a fost făcut un vaccin atât de repede. Îmi spunea o doamnă în această dimineață de ce vaccinurile nu sunt făcute în România, de ce trebuie să ne vaccinăm cu vaccin făcut în alte țări. Deci teoria conspirației este încă în floare și în momentul în care mai este alimentată și de astfel de discuții pe certificatul verde, dar când mai spune și un medic că nu este foarte bine să te vaccinezi pentru că cine știe ce pățești dacă ai cancer sau ai diabet, de exemplu, normal că ajungem în această situație. Deși cunoaștem și cazuri cu cancer și cazuri cu diabet care s-au vaccinat și nu au ajuns în niciun fel de situație. Bineînțeles, nu că n-au ajuns în niciun fel de situație, dar îi ajută acest lucru. Adică sunt oameni care n-au ajuns în terapie intensivă și, cel mai important, nu au ajuns la deces. Aceste discuții sunt în continuare, există în continuare și cred că trebuie ca autoritățile să se axeze în special pe această comunicare, inclusiv cu acești medici de diferite specialități care le spun pacienților să nu se vaccineze. Mulțumesc tare mult, Carla!